Capitolul 2. Rut. Boaz. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi, Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere." Ea i-a răspuns, Du-te, fica mea." Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei i-au răspuns, Domnul să te binecuvânteze. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor, A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns, este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis, dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre znopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață de când a venit a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut, ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor se cera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns, Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacrăta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești." Și ea a zis, O!" să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, Apropiete, mănâncă pâine și moaieți bucata în oțet. Ea a șezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Lăsați-o să culeagă spice și între znopi și să nu opriți. Și chiar voi să-i scoateți din znopi câteva spice. Să o lăsați să culeagă spice și să nu înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz a luat-o și a intrat în cetate și soacră sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și i le-a dat. Soacră sa i-a zis, unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise. Omul la care a muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. Naomi a zis nurorei sale, să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut, Moabita, a adăugat, el mi-a mai zis, rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către norul sa Rut. Este bine, fica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacră sa.